Miercuri, conducerea Spitalului Orășenesc, Vânjumare, a aflat că un ecograf aflat în patrimoniul unității medicale a dispărut. Imediat, managerul Dumitru Tudor a declanșat o anchetă. Ecograful fără. Ăsta este tractul, ăsta e defibrilator, ăsta e cardiac. Dar unde este ecograful modern al nostru? Nu știu, să ne uităm. După câteva întrebări puse în stânga și în dreapta, s-a aflat că aparatul cu pricina a ajuns în posesia unei doctorițe, care l-a dus acasă. Cum a ajuns ecograful în valoare de câteva mii de euro, în folosința medicului cu pricina, încă nu se știe exact. La prima vedere, acest lucru s-a întâmplat ca urmare a unui contract decomodat, încheiat între Spitalul Orășenesc Vânjumare și doctoriță. Numai că managerul Dumitru Tudor nu a aprobat niciodată această tranzacție. Psi cu aparatul ăla. Aparatul acela este adus tot de mine, pe munca mea, domnul director. Că știți câți bani am adus în spitalul ăsta? L-am luat în ideea că o să continui consultațiile. De ce nu știu și eu? Se pare că acest contract decomodat, prin care ecograful a fost transmis cu titlul gratuit spre folosință doctoriței în cauză, a fost aprobat de directorul economic. Am ideea că dacă ia contract cu casa de asigurări, am zis să facem acest contract decomodat și să-i dăm acest ecograf care e vechi. Nu este vorba despre aparatura de pe banca medicală. Da, era voie ca să-l înstrăinați. Decomodat. Cu cine ați vorbit? Declarația directorului medical este însă contrazisă de managerul unității medicale. Acesta susține că nu și-a dat vreodată acordul pentru ca ecograful să părăsească Spitalul Orășenesc Vânjumare. Nu știam că ecograful nu mai este în spital. Am avut o discuție cu câteva zile în urmă cu doamna director economic. A venit, mi-a propus că la rugămințe doamnei doctor Crăcea, dacă am putea să-i dăm sub formă de comodat să folosească un ecograf al spitalului, știind că e ilegal, am zis nu. Și a rămas discuția că nu. Nu se înstrăinează niciun obiect din spital până nu avem cadrul legal. Pentru a lămuri exact condițiile în care contractul decomodat a fost încheiat, conducerea spitalului a declanșat o anchetă internă. Vrejul unor roșii cultivate în spatele unui bloc din Gura Văiei a crescut înalt de 3 metri. Imagini și detalii urmăriți mai târziu în jurnal.